mă bucur și sunt foarte mândru că sunt primarul orașului Curtici și nu numai orașului, sunt primarul dumneavoastră care ați înțeles ceea ce dorim să facem și ceea ce dorim să cerem în această seară și începând de astăzi, de acum înainte. Vreau să spun de la început că nu este o adunare politică. Nu are... Deci vă rog să înțelegeți. Sunt bineveniți toți cei care vor să fie alături de noi, dar fără niciun fel de lozinci politice. Astăzi este începutul, este momentul zero al acțiunii nu gazelor de șist la Curtici, fără politică. De aceea, încă o dată le spun celor care au venit din alte părți, bineînțeles și dumneavoastră, v-am spus bine ați venit, o să dau cuvântul la domnul Andrei Moz, ca să facă niște prezentări, pentru că nu suntem singuri. Bună seara, mă numesc Andrei Moț și mi-am luat angajamentul, dând o copie de pe buletin, să organizăm acest meeting de protest. Nu protestăm împotriva uneia sau alteia persoane, ci protestăm pentru că ne deranjează că cineva atentează la sănătatea și la viața noastră. Sunt foarte învățat să fiu pe scenă, cânt într-o formație și am fost în mai multe locuri și am purtat acest tricou. Unii directori sunt puși politic, nu mi-au permis să urc pe scenă și atunci am spus că nu intră nici formația și cu greu am avut voie să scriu acest mesaj, să-l transmit mai departe. Respectăm foarte mult persoanele care au venit din alte părți, ne bucurăm că au venit din Timișoara, avem toată lauda pentru ei, că au ieșit în 89 pe stradă, dar acum nu cerem demisia primului ministru, nu vrem să facem scandal, vrem să fim aici o echipă. Se pare că suntem mulți, dar cu toate astea, totuși suntem puțini. Suntem aici pe scenă, domnul Dimitrie Muscă, directorul combinatului agroindustrial din Curtici, domnul primar Nicolae Aniței, primarul orașului Curtici, domnul primar Ștefan Muscă din Olari, domnul primar Pap Otelo din Iratoșu, domnul primar Vicențiu Alma și din Dorobanți, domnul primar Florin Dema din Șimant, domnul primar Daniel Tomuța din Sântana, domnul primar Petru Nicoară din Păuliș, domnul primar Ioan Mercea de la Macea, domnul primar de la Șofrona Ioan Măgău. Vine din Timișoara Vasile Popuța, profesor universitar, domnul Bulboacă Teodor, inginer doctor, Părintele Gheorghe Moraru de la Macea, Părintele Teodor Tudor Budeanu de la Macea, Părintele Călin Dragoș de la Olari, preoții orașului Curtici, Ileana Dăban și Gheorghe Bozian, reprezentantul Bisericii Pentecostale, diacon Florin Grada, care este și agronom, și Părintele Diacon Adrian Crainic, alături de consilierul primarului din Sântana, preotasa Natalia Crainic. Mulțumim tuturor celor ce ați venit astăzi aici, activiștilor, oamenilor de bine, oamenilor care își apără viața și revoluționarilor, bineînțeles. Aș vrea să invit la un cuvânt, un domn care este trup și suflet, nu doar pentru Curtici, ci pentru această regiune, pentru județ și nu numai. Un domn care de foarte mulți ani este în top, care face agricultură și este recunoscut nu doar la nivel național. Este în top 10, din câte știu, în agricultura din România. Noi spunem că nu merge agricultura în România, dar la Curtici se pare că merge. Domnul director, inginer doctor Dimitrie Muscă. Bună ziua! Mă bucur că suntem într-un număr atât de frumos aici.
Mă bucur că lângă noi, cei de la Curtici, sunt acești domni primari din zona care poate să fie afectată, la fel și preoții din parohiile acestor localități. Este vorba de 12 localități din județul Arad. Se pare, după părerea mea personală, că este cea mai bună zonă a județului Arad și că se atentează la ea. Așa cum au fost prezentați primarii, așa sunt prezent, este pe această hartă conturul a ceea ce reprezintă o zonă care poate să fie distrusă, care poate să fie calamitată, care poate să fie otrăvită. Nu vreau să spun cuvinte mari, vreau să spun aceste lucruri pentru că în condițiile exploatării gazelor de șist se seamănă o travă. Acestea se produc doar cu introducerea a câtorva substanțe care conțin cianur și alte substanțe care produc moartea, care produc cancere. Deci, avem aici în rând toate localitățile de la Zărand, Olari, Sântana, Macea și Mandu. Mergem pe linie Dorobanțu, Iratoșu, până la Pecica. Pecica este prinsă, se pare, numai cu Turnu. Până la Turnu, bineînțeles, coborâm Șofronea, Sânt Paul și bineînțeles că Apa și bineînțeles că Aradu. Dacă ne uităm aici și vedem pe linia aceasta, linia care duce de la Arad înspre Șimand, de o parte și de cealaltă a zonei, a șoselei naționale, sunt plini de fântâni care ne dau apa potabilă a municipiului, a județului, a zonelor învecinate, cel puțin zona noastră, toată se alimentează cu, și avem această mare facilitate, suntem alimentați cu apă potabilă, din apa din fântâni de apă subterană și nu din apa din Mureș. Este un lucru extraordinar și, bineînțeles, cade exact aici. N-aș vrea să vorbesc cu păcat pentru că am spus nu, Doamne ferește, nu vreau să dăm nicio tentă politică. Putem să fim aici între noi și oameni ale nu știu căror partide care se vor înființa peste câțiva ani. Deci, altfel, dacă discutăm politic, ajungem să ne certăm. Țelul nostru este comun. Țelul nostru este să oprim această otrăvire pentru că suntem răspunzători de ceea ce am lăsat în urma noastră pe pământul acesta, de ceea ce lăsăm copiilor noștri și cum ne îngropăm părinții. Mai zilele trecute se spune zona Curtici E6, dar zona Curtici E6 este exact ceea ce eu am prezentat acolo pe hartă și este vorba de toată zona aceasta pe care o reprezintă acești domni primari și acești preoți și, bineînțeles, dumneavoastră, cei care sunteți într-un număr atât de frumos. Și iată ce își permit să spună acești domni de la cei care vor să ne otrăvească. Zona Curtici va fi prospectată de căutătorii de gaze. Companiile petroliere intră cu forța pe terenurile agricole ale curticenilor să caută gaze și țiței. Poate unul din cele mai mari probleme este reprezentat de faptul că măsurătorile vor dura câteva luni, ceea ce ar putea afecta lucrările agricole ale terenurilor din zonă. Însă cei de la Panfora Oil Gaz spun că agricultura își va putea urma cursul, dar numai după finalizarea măsurătorilor. Operațiunile de măsurare de suprafață va dura circa 6-7 luni de zile pentru întreaga suprafață de 561 de kilometri pătrați, ceea ce înseamnă câteva zile pentru fiecare proprietar, în funcție de mărimea terenului. Aceste operațiuni includ amplasarea de senzori și cabluri pe teren, precum și folosirea de echipament de vibrare, similare cu dimensiunile tractoarelor agricole. Ei zice că nu vor fi folosiți explozivi și nu vor fi afectate forajele. Potențialul productiv al terenurilor agricole nu va fi afectat în niciun fel. Mai mult, terenurile nu vor
fi ocupate, ci parcurse cu un ritm de 3-5 km pe zi cu ajutorul vehiculelor și echipamentelor specializate. Am citit aceste câteva rânduri, vrând să subliniez în fața dumneavoastră faptul că vedeți cum ne pun problema. Au zis, băi, fraților, noi intrăm, vedeți că noi avem treabă și după ce noi gătăm cu treaba noastră, poate și voi vă veți face lucrările. Ori să nu uităm un lucru, noi, dumneavoastră, cei de aici, suntem proprietari pe aceste terenuri. Constituția țării ne dă voie să ne apărăm ce strămoșii noștri l-au cucerit vărsând sânge, ce s-au cucerit cu războaie. Și acum să-l dăm pentru că acum sunt niște mincinoși. Au fost la mine în birou și niciodată nu o să mă prindă nimeni că am mințit. Au fost la mine în birou și au fost clar, dorim exploatarea gazelor de șist. Campanie care este dusă în toată Europa, nu doar la noi în țară și la noi în Vaslui sau în zona Aradului și la Băile Felix. Este în toată Europa, deci este clar, se caută gaze de șist. Motivând că nu vor gaze de șist, ci numai produse petroliere, respectiv țiței și gaz convențional, gazul care se extrage natural. Discutând odată cu unul dintre aceștia, am spus, domnule, pe vremea când, până în momentul 90, s-a exploatat, ungurii au început dincolo de graniță să foreze, să facă sonde pe țiței, românii au făcut de graniță și au făcut sonde de țiței, fiecare să exploateze cât mai mult. Și așa s-a ajuns ca de la Turnu și Pecica și până pe la Lovrin, în Banat, s-au făcut aceste sonde și schele unde se exploata numai pe Pecica, dacă țin minte, se exploata 2500 de tone de țiței pe zi. Oare dacă încoace de la Turnu, de la, știu că și pe la Iratoș îmi spunea primarul că a fost făcută, și la Iratoș și la Dorbanța au fost făcute sonde, oare dacă exista atunci țiței, rămânea neexplorată zona? Nu, domnilor, vă rog să mă credeți că nu rămânea nimica, pentru că era mare căutare și era concurența între România și Ungaria care se extragă cel mai mult ce este pe această falie, pe această graniță. Deci, din capul locului sunt mincinoși. Am avut o discuție la domnul primar în birou, în care a venit un om tot de la societatea aceasta și descosându-l și stând de vorbă mai mult la o cafea, și-a dat alarma pe față că de fapt gazele de șist. Dar ce înseamnă gaze de șist? Gazele de șist le ducem de la 3-4 km până la 8 km în jos. Au întors-o. Pentru că, totuși, au de la Agenția Națională a Resurselor Minerale, au acest aviz favorabil să exploateze. Agenția de Protecție a Mediului spune, nu mai este nevoie și de avizul nostru. Ei pot să exploateze. Și atunci, a rămas să ne batem noi cu ei. Poate o parte dintre dumneavoastră ați văzut filmele care s-au prezentat, a fost și aici la Casa de Cultură, a fost și în față, filmele în care se dădea drumul la apă, la robinet și făcea flacără și mergea flacăra 2-3 metri în sus. Pentru că conținea gaz. Am o grămadă de materiale și nu vreau să fiu lung, vreau să fiu cât mai scurt, pentru că timpul și ora poate nu sunt cele mai potrivite și atunci să discutăm cu dumneavoastră, să vă spun, domnilor, fracturarea sau obținerea gazelor de șist se face prin fracturare, prin bombardare cu lichid la presiune de peste 1000 de atmosfere. În zona noastră este afectată și este prinsă 561 de kilometri pătrați. Adică este vorba de 56.000 de hectare de teren. Este cel mai bun pământ. Nu vreau să vă spun aici, majoritatea dintre noastre știți că suntem o societate care de departe facem cele mai multe producții, cele mai mari producții pe țară și nu vreau să spun că am descoperit America. Vreau să spun un singur lucru. Există acest potențial agricol în această zonă. Toată lumea vorbește că ne întoarcem fața spre agricultură, inclusiv băncile. Toată lumea spune că este viitorul. Toată lumea vede
că tot ce am avut bun sac am dus și a rămas singurul element agricultura. Toată lumea vede că ne-a crescut PIB-ul României cu agricultura, că ultimii bani care am făcut prin vânzarea de cereale în afară și am redresat puțin situația economică a țării și chiar stăm destul de bine la nivel de Europa datorită PIB-ului care îl avem și datorită acestui fenomen. Și atunci, dacă toată lumea vede acest lucru, atunci de ce se încearcă, de ce nu suntem... Vreau să vă arăt aici, am undeva o hartă și în mod normal, uitați-vă, dacă la mine, nu știu cât se vede de sus, dar tot ce înseamnă zonă hașurată a țării, înseamnă zonă de activități petroliere, zone agricole, cele mai bune zone agricole. Avem vestul, sudul, partea de Moldova, inclusiv centrul din mijlocul arcului de carpatic. Deci toată zona agricolă a României este împărțită pe societăți care vor veni și vor exploata. Din toată lumea, începând cu, bineînțeles, cu Chevronul, cu americanii care i-am așteptat o viață care să vină acum să ne otrăvească. Zic că nu este normal, pentru că se vorbește în lume tot mai mult de faptul că nu vom avea mâncare. Se vorbește în lume că va fi apa ceva mai de preț decât mâncarea. Că dacă mâncarea omul poate să trăiască o zi, două fără mâncare, la apă este mult mai greu. Ei ce fac? Ei atunci când introduc aceste soluții de apă, încărcate cu 5% acele substanțe chimice și care sunt substanțe chimice între 200 și 500 de substanțe din care despre unele nu se știe și nu se poate spune nimic. Cei din zonele unde au făcut, în America și în alte câteva țări, au ajuns în procese, au făcut niște distrugeri extraordinare. Au semănat cancer, a căzut părul după animale, a căzut părul după capul oamenilor. Ce înseamnă apa aceasta? Apa aceasta introdusă cu care conține 5% aceste elemente nutritive. Dacă luăm o sticlă de apă, în ea orice punem o stăpânim. Dacă o sticlă de apă, un litru sau multă apă, nu știu câtă, dar ajunge la apa freatică. Apa freatică va fi scoasă și bombardată, pentru că la fiecare sondă care se va face, va fi necesar de 1 milion de litri de apă. 1 milion de litri de apă. Această hartă care spune cele 12 localități, această zonă va fi toată afectată. De ce? Această apă care se introduce cu ea substanțele chimice, ce facem cu ea? O pozăm undeva deasupra pe pământ? Am dus o travă deasupra pământului. Nu se poate. O va injecta în pământ. Asta este pânza de apă din pământ. Se ia pânza de apă freatică de la 40 de metri, de la 30 de metri. Se scoate, se face fracturarea, ruperea rocii ca să spargă și să elibereze gazul. După care ea va fi injectată în pământ. Nimeni nu poate să țină apa de a să o conducă în pământ, să o țină undeva limitat. Apa merge peste tot. Apa merge. Ați văzut, când sunt iarna, și am spus și marți când ne-am mai întâlnit, apa când apare în cimitire și când nu poți băga morții pentru că vine pânza de apa freatică până sus. Acea apă va fi toată, va fi afectată cu acele substanțe cancerigene, multe substanțe cancerigene, dar este nevoie, ei au nevoie de aceste substanțe cancerigene ca să spargă roca. Spărgând roca, dau drumul la gaz. Mai este un lucru, gazul este și prin beton, dar nu este prin pământ. Nu se poate stăpâni sub nicio formă. Gândiți-vă că pe aceste 12 localități se forează 6 sonde pe fiecare kilometru pătrat, iar un kilometru pătrat reprezintă circa 100 de hectare. Deci vor fi în zona noastră, arealul care este prins, circa 3300 de sonde. Gândiți-vă că între aceste sonde nu se mai poate face agricultură. Gândiți-vă că pământul dumneavoastră, astăzi în curtici este 4000 de euro.
În Sântana este domnul primar de la Sântana, este peste 7.000 de euro hectarul de pământ. În Uniunea Europeană hectarul de pământ este la 20.000 și merge și la 30.000 și la 50.000 dacă ai și o plantație pe el. Lucruri certe. Mulți dintre dumneavoastră aveți copii afară și aveți informațiile pe care eu vi le spun cu certitudine. Gândiți-vă un lucru, oameni dragi. Dacă acești oameni vor intra peste noi și ne vor distruge pământurile, valoarea pământului nostru va fi 0 lei. Nimeni nu o să mai vină să mai facem agricultură printre sonde și printre cabluri și printre aceste depozite de apă otrăvită și nu mai are nicio valoare. Și o să rămânem să ne uităm la pământ. Nu vreau să dau o nuanță politică sub nicio formă. Dar sper din tot sufletul că împreună putem să-i oprim pe acești oameni să nu intre pe terenurile noastre. Ce am gândit-o eu? Și discutându-mă cu câțiva colegi și câțiva prieteni de maniera următoare. Îi lăsăm să circule pe drumuri, îi lăsăm să circule pe șosele, dar nu o să-i lăsăm să pună nici palma și piciorul pe terenul nostru. Pe terenul nici căruia dintre noi. Pentru că dacă pune pe terenul cuiva, este baiu gata. Încercăm să ținem în... Încercăm să fim foarte corecți. Nu îi deranjăm, nu îi lăsăm, dar nu vor pune roata tractorului și șenila tractorului pe terenurile noastre. Avem și noi tractoare mari, avem și noi combine și avem și pieptul nostru care îl punem acolo pentru că sunt mai presus de lege, pentru că nici inclusiv cei care le-au dat acceptul să intre pe terenurile noastre nu au voie. Sunt ajunși acolo, și cei de înainte, și cei de azi, și cei de mâine, sunt ajunși acolo și n-au voie să-și bată. N-au voie să ne otrăvească, oameni buni, n-au voie să ne otrăvească. Nu este în primul an o travă în mâinile noastre, nici în al doilea. Este după 3, 5, 10 ani. Ce facem? Ne luăm toți și plecăm din țară? Ce facem? De ce? Pentru ce să-i lăsăm? Vă spun un singur lucru și știu că au oamenii trimiși peste tot. Ați văzut și mă refer și ați văzut probabil cei mai mulți dintre noastre ce există, a fost la Pungești. Acolo unde săraci au fost 100 de oameni, dintre care mulți, foarte mulți bătrâni și copii și fete. Majoritatea e o zonă săracă care trăiesc chiar numai din hectarul ăla de pământ pe care l-au. Tinerii sunt plecați din țară probabil. Și la 100 de oameni au venit 1000 de jandarmi să-i păzească, să-i tăvălească în noroi, să-i bată în spatele mașinilor, să nu-i lasă să meargă nici după o cantă de apă, pentru că dacă sunt mai mulți de trei, fac politică și fac lucruri care nu cade bine. Ei, domnilor, aș vrea să mă înțelegeți un lucru și ăsta este mesajul pe care eu vreau să vi-l dau. Noi nu putem să stăm 100 de oameni pentru că arealul este mare, și trebuie să ne dăm mâna toți și să fim toți acolo și atunci sunt sigur că nu vor face față. Eu mă duc cu oamenii care i-am în unitate, dar fără dumneavoastră... Fără dumneavoastră nu putem să facem față. Nu facem nimica. Vreau pentru că suntem monitorizați. Eu în mod special. Monitorizat fiecare pas. Vreau să fim foarte decenți. Vă repet, numai pe braza noastră de pământ, acolo ea ne apărăm. Să circule pe drumuri și pe josele unde vreau. Nu ne legăm de aceste lucruri. Dar pe pământul nostru să nu îi lăsăm pentru că ne-l otrăvește. Nimeni nu le dă voie celor care au pixul în mână, nu le dă voie moral. Există un Dumnezeu. N-au voie să-și bată joc de oameni și să lasă să vină să bage, să vină aceste otrăvuri. Domnilor, situația este foarte grea. Pentru că, repet, au spus gaze de șist. După care au văzut că este război mare, au avut încă câteva întâlniri cu ei și televizate. Și după care au întors și au spus, nu vrem decât țiței și gaze din astea alte, normale. Am avut discuții pe televiziuni. Și am avut discuții pe televiziune și am avut și surpriza că după două, trei întâlniri, unii au trădat. Și au spus, păi domnul Musk, că nu ne putem opune la mari investitori. Ăștia nu sunt investitori, fraților. Ăștia sunt criminali.
Oameni buni, gazul este a statului și toate bogățiile naturale. El se concesionează spre aceste firme și statul primește 5-7%. De ce să nu ne perfecționăm noi România, că tot nu mai avem atâtea sectoare de activitate economice, să facă copiii noștri, să facă nepoții noștri, să facă să exploateze dacă va fi cazul. Dar sigur că ei vor face cu simț răspundere pentru că sunt români. Atenție ce am spus și nu vreau să fiu înțeles greșit, dar acolo jandarmii României sunt tot copiii noștri sau frații noștri, sunt tot români de ai noștri, au făcut niște lucruri groaznice la Pungești. Domnilor, de aceea atunci când va fi cazul, respectăm toată legislația română, dar nimeni nu ne oprește, pentru că Constituția țării spune foarte clar, nu poți să intri pe pământul meu fără să ai acordul meu. În ceea ce vă spun, am informație. M-am consultat cu oameni care sunt cu justiția în mână, care fac justiție și care știu justiție, nu pot să le știu pe toate. Și mi-a spus foarte clar, domnule, fără acceptul fiecărui dintre voi, nu poate să intre pe terenurile voastre categoric. Eu ce vreau astăzi? Că nu vreau să vă țin prea mult eu în discursul meu, dar vreau să dăm un semnal puternic că suntem uniți, că suntem toți o apă și un pământ, dacă trebuiește și nu îi lăsăm. Și ei să știe că nu îi lăsăm. Eu sper că justiția română, așa cum spune toată lumea, că nu trebuie să se bage, să se amestece în justiția română. Și dacă justiția română le spune nu, atunci nu vor putea să intre. Categoric nu vor putea să intre. Sperăm în acest lucru. Dar mai spun tot ca un mesaj pentru ei. Avem bani să ne susținem procesele, pot eu ca unitate, cea de la Curte și cea de la Olari, în mod sigur, să ne susținem procesele și în țară, și la Timișoara, și la București, dacă trebuie ește și la CEDO, ne ducem, fără să creadă cumva că numai ei au bani și toți banii sunt la ei și că noi nu putem să ne prezentăm. Ne prezentăm cu demnitate și sperăm că vom câștiga și nu ne vom lăsa călcați în picioare, sub nicio formă. Legat de pământ, vă spun un lucru, indiferent de situație, nu vă vindeți pământul, oameni buni, pentru că pământul care este astăzi 4.000 de lei de euro la Curte și 7.500 la Sântana se va uniformiza și nu trebuie să faceți nimic decât de la un an la altul crește. Și uitați-vă de unde a început și unde a ajuns în acest timp. Iar acum procesul de nivelare a prețurilor și în România ca și în Europa este foarte rapid, foarte galopant și în sigur, în scurt timp se va uniformiza și veți avea niște valori extraordinare. Și așa cum probabil că sunt și oameni nemulțumiți, dar cred că majoritatea cei care sunt la Curtici și la Olari nu pot să spună că nu sunt mulțumiți și de salariile care le primesc și de acel venit pentru pământ. În condițiile în care am încercat să facem tot ce putem și în condițiile în care, oameni buni, ne-am dus cu investițiile, am făcut investiții de anvergură, am dezvoltat ca să fim siguri în orice moment că vom face față și astăzi pot să vă spun că noi ca unități ne batem cu orice unitate de domeniu acesta din toată Uniunea Europeană fără frică. Și la producție, și la venituri, și la profituri, și la orice. Nu știu dacă pot să vă spun că mă surprinde sau nu mă surprinde atitudinea unor oameni care actualmente sunt pe niște poziții sau sunt angajați la stat și care nu se implică sau din contră ne boicotează. Știu, fiecare ține la pâinea lui, nu este ușor în zilele noastre să ai o pâine sigură și stabilă,
Dar, repet, și cei care sunt și prefect și miniștri și tot acesta, și ei au corespondenți în civilia și între noi, între oamenii de astăzi. Și mă surprinde atitudinea ministrului agriculturii, pe care am mai spus-o de mai multe ori, poate ați văzut-o și la televizor, am avut o intervenție și în zilele trecute, când eu am făcut memorii, am făcut memorii la prefectul Aradului, am făcut memoriul la ministrul agriculturii. Și am discutat de maniera următoare. Bineînțeles că după ce am făcut memoriu, când am văzut că nu primesc răspuns, am făcut și memoriu și invitație la televizor primului ministru. Nu trec de panta să cad în extremă să facem politică, Doamne ferește. Dar am făcut o afirmație. Domnilor, haideți la fața locului, în zona aceasta cu primarii de aici de lângă mine, care reprezintă zona. Domnilor, hai să facem o analiză economică. Ce înseamnă să lucrăm pământul astăzi și peste un an și peste 10 și peste 100 de ani și să avem mâncare asigurată și să producem mai mult, pentru că vedeți că de la un an la altul producțiile cresc. Sunt mai... ne punem la punct. Am făcut investiții, a trebuit tot timpul să strângem cureaua, când într-o parte, când alta. Pe măsură, cum să zice, când am desfăcut cureaua, ne-a fost mai ușor și am investit și am făcut producții mari și este mai ușor. Și am spus, domnule, hai să facem o discuție, o analiză economică. Atunci când scoți gaz din pământurile acestea, gazul se termină în 4-5 ani de zile, în 6 ani de zile, în 7 ani de zile să fie, după unii. Dar l-au spus ei, tot la primărie, în curte, 5-6 zile, 5-6 ani de zile și s-a gătat. Dezastrul rămâne, lacunele cu otravă rămân, pământul infestat rămâne și iese otrava din pământ în sus și otrăvește pomul și otrăvește iarba. N-a pâine catadixit domnul ministru niciodată. Suntem în top. Suntem printre cei mai puternici, nu cei mai buni, dar cei mai puternici din țară, cel puțin combinatul de la Curtici. Nu ne-am dus pentru că ne depășesc alții, probabil pentru că au suprafață mai mare. Am vrut să mergem ce putem să facem bine, nu ne-am dus să răpărim și aceia care au luat dintr-o parte sănătate și dau 600 de kilograme, vin să se laude la televizor. Nu ne interesează, pentru că vrem să fie o corelație perfectă între mine și dumneavoastră. Și n-am găsit corespondent la domnul ministru agriculturii. Mă leg de el și am spus și la televizor, respect costumul, dar nu și omul. Pentru că trebuia să vină o discuție. Hai, domnule, să vedem ce este. Hai să facem această analiză economică. Cât se câștigă după un hectar de pământ dacă scoate gazul? Țara cât câștigă? Și cât câștigă țara dacă hectarul ăla va produce și peste 1000 de ani mâncare? Nu se vrea. Mai mult mă evită. Am fost în câteva întâlniri la București. Cel puțin acolo unde sunt eu, vine după ce începe adunarea, cum ar veni acum aici, își ia microfonul, se duce, face un speech în care totul este frumos și perfect și pe când te uiți în spate a plecat. Pentru că nu așteaptă discuții, nu așteaptă provocări. Nu este în măsură să vină să ne duelăm în idei, în știință, în economie, în ceea ce trebuie să fie, să facem pentru țară, de fapt, și la urma urmei. Vrem pentru țară. Noi suntem o zonă din țară. Avem cel mai mare potențial din țară, după părerea mea. Pentru că, iată, facem 7 tone de grâu la hectar, 7500 am făcut și în anul care a trecut. Am făcut deja la Olari 7000 de kg de grâu la hectar. În condițiile în care se spunea că nu se poate face mult mai mult de 3500-4000. Și facem consecvent în fiecare an aceste producții. Deci, fraților, nu meritul muscă. Potențialul care l-are această zonă. Potențialul este extraordinar. Să nu ne batem joc de el. Este crimă, este crimă ce se vrea. Oameni buni, vă rog să mă spune, să mă credeți, vă spun din toată ființa mea. Nu se poate. Nu trebuie să-i lăsăm sub nicio formă. De ce? De ce să distrugi cei mai buni? De ce să pui rău în fața noastră? De ce să ne otrăvești viețile? De ce să nu vezi că terenul ăsta, un hectar de pământ, merge și cum îl ducem din strămoși, din daci, din coacea și tot produce mâncare și va produce și în continuare mâncare? Sunt țări ca Israelul care pământul îl folosește doar numai ca suport și restul îl face din mână. Sunt țări care au furat pământ din mare, cum este Olanda, și fac agricultură și sunt foarte performanți. Iar noi care avem acest bun dar de la Dumnezeu, să-l putem lăsa pe mâna lor? Dacă nu suntem uniți, nu facem nimic.
Dacă așteptați ca muzică să facă totul, nu poate. Da, mă opresc aici. O să las, pentru că nu vreau să monopolizez discuția numai eu. Și cei care doresc să vă ia cuvântul, îi ascultăm pe toți.